Nu candidezi la alegerile locale? Da. Candidezi? Ai văzut? Ce să văd? Nu știu, te întreb. Dar nu ai văzut pe internet, că-i pus peceate de pe internet, da? Deci ești pe liste? A? Ești pe liste? Da, sunt pe listă, numai nu ne-au adus acasă. Legitimația de candidat. Da, da, da. Dar nu candidezi la funcția de primar, doar consilier vreți și? Consilier, da, consilier cu la Valentin acolo, dacă așa se și sprinească, dar nu știu. Am dat că să vedem cum s-a mai schimbat, poate ceva și la Briceni acolo, că acolo tot e un bardac din a idei și acolo, da? O idee. Dar și candidezi pentru Consiliul Raional? Nu, da. Cu da. Consiliul Raional. Nu da. Votez eu pentru. Eu votez pentru președintele Raionului. Valentin. Dar la și la partidul și la lui... La partidul și la lui polițistul și la Fugar, nu? Da, 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 da. Și noi găsit un partid mai delicat. Parcă erai cu Andrei Năstase, erai cu Dinu Plângău, erai cu Maia Sandu, acum ai ajuns la polițist și la Fugar? Măi, nu am ajuns acolo. Eu ne-am făcut socoteala, am zis că dacă ne trebuie și eu să-i votez, eu îmi votez pentru Maia Sandu. N-am să fac eu șmecherie acolo, n-am să fac eu tăi. Și să-mi spui chiar de acolo. Și să-mi placă și eu îmi votez, și să-mi fac. A, deci candidez cu un partid, dar votez cu altul. Da, cu-i treaba mea de-am ce-am să fac și acolo eu... Da, e secretul votului. Auzi, Valentin, ăsta, Oleg, dacă eu am fost la Maia Sandu, i-a scris o scrisoare acum vreo 3 luni în urmă, și dacă eu furat scrisoarea lui Maia Sandu, am așteptat 2 luni de zile să-mi dea răspuns. Nu i-o dat. Și dacă am fost acum când s-a dus în Parlamentul, s-a dus în concediu, m-am dus acolo, la 3 zile m-am dus acolo și când m-am dus acolo nu mai găsesc scrisoarea la Maia Sandu. Nu găsesc scrisoarea. Eu am trimis-o cu răspuns și pe plic am scris licină președintelui țării Maia Sandu. Personal. Personal ei. Dar ei ce-au făcut când m-am dus nu era. Îți spun că fata aceea care era acolo la priomul cu scrisorile... La birou de audiență, da. Auzi, a fost deasupra de la Maia Sandu, a venit un, eu știu și el acolo, consultantul ei acolo și m-am dus cu dânsul îngătat, scrisoarea nu-i, deloc nu era scrisoare. Dar pui-te băi, dau, te va fi scălit că aș primit scrisoare și mi-a primit-o. Și le-am dat eu, de-am copii, au venit din urma mea și au plâns și le-am dat copii. Atunci în ziua și aia zic, pune peceatea pe ziua de azi, că eu am fost aici și voi ați luat de la mine. Zic, eu vreau răspuns și fiu la audiență la Maia Sandu. Și bun, și așa chiar și facem asta. Când la urmă, când eu venit acasă, dar eu venit scrisoarea acasă, spune Maia Sandu n-are chef să prinească anul, să tocmai la anul dacă a primit. Ia că așa nu scris un răspuns. Dar eu am vrut de urgență, Valentin, dacă eu eram la Maia Sandu, dezastrul ăsta care era din poliția asta, dacă dai 5 lei la un polițist, poți să duci și atomul bombă acolo, nu-ți faci nimic, înțelegi? Ai trecut și au făcut prostie și gata. Eu știu de treaba asta, cum lucrează poliția în Edineț, cum lucrează poliția în Republică. Și eu știu și la Ministerul de Interne acolo. Băieții din Trinca au fost acolo și au vrut să intre la poliție. Au învățat prin Portugalia, nu știu unde, școlile, s-au dus acolo, au învățat, au institute. Și acolo uneva le-au dat grade de ofițer, înțelegi? Și ei au vrut să ducă la... Poliții să lucreze, când au fost vreme și cu bolile și acolo. Dar ei s-au dus acolo și când s-au dus unde de stat să vorbească, că se intre la lucru, acolo era o femeie, ei era parcă o boșță acolo și de, dar ei era ăsta, un doctor de ăsta, psiholog, o babă, și vă 80 de ani, că acolo și că ai intrat câte unul, intrat unul și zici, zic, mai băieți, hai dacă... Vreau să intrați câte unul. Intrați câte unul, îi spun la așa, ca să la poliție să ai un loc bun și plătit, tăt și să lucrezi, trebuie să dai 6.000 de... Așa eu spus, 6.000 de euro trebuie să dai și acolo unde am trimit eu la lucru, trebuie să dai și acolo o leacă, la șefii și de acolo să dai. Ei au ascultat băiețeala și i-au spus și au ieșit afară. Și între cealaltă întreb de suduș. Și la cealaltă suduș a intrat tot așa i-au spus. Repede i-au spus, dacă vreați repede scrieți amucerile și noi te îndreptăm la locul unul. Dar băiețul ieșit afară și a spus, ne-au mai gândit. S-au mai gândit, ei au venit acasă, aici era aici un ibarul lângă mine, aici s-au dus aici, dar eu și diem în afară, este o budcă acolo și bem o bere. Dar ei jădeau la spatele nostru strigard. Și ei grăiau, și ia uite băi, ce o babă și de acolo, i-a părut că e o boșță, dar e psiholog acolo. Și băiețul a stat de vorbă și le-a spus, înțelegeam, noi cu astea 6.000 de euro, mai pun o leac și eu zic, nu comnă în cartier în Chișinău. Și eu nu-i trebuie să mă duc să lucrez în poliție, că îi găsesc eu de lucru. Și asta era de mult, nu? Era de mult, pe timpul comuniștilor, sau când era asta? Nu, am o vremea asta, când am fost prin 2020. Dar și poți găsești un apartament în Chișinău cu 6.000 de euro? Nu prea cred. Nu prea cred că 6.000 de euro găsești apartament în Chișinău sau nici măcar în Briceni. Eu nu spun, mai punem o leacă și luăm apartament, înțelegi? Ei au spus, mai punem o leacă și luăm apartament, măcar cu o cameră, băieți tineri, băieți tineri. De asta. Amâie și eu spus, când au venit acasă, le-au venit, auzi, de acolo, de la lucru, le-au venit bani acasă, băi, le-au venit 50.000 de euro le-au venit acasă, pentru că ei nu au lucrat acolo, pentru COVID, pentru una alta. Și da, eu zis, când i-am auzit, când catii suie, să duc la, să duc, ce unii faceți, nicem la lucru înapoi. Și zând acasă, am primit bani degeaba, auzi. Și s-a dus înapoi acolo la lucru și văd că nu s-a întors niciunul înapoi. Psihotare. Psihotare, s-a dus băieți tineri și vrei, dacă așa e aici, înțelegi. Tu nu vezi aici un păcat, înțelegi, de specialiști, de băiatul ăsta, eu luat și-au făcut prostiile astea moi aici. Ia că tu, judecătoria asta de la Bălți le-a dat lor câștina, să înțelegi acolo. Eu am declarat de caciolul ăsta ea, care vezi, hai dacă începem. Centrală termică, da, începem, hai zi. Uite, eu am stărea și-ți spun, înțelegi. Ei îmi trebuie lucrătorii, că am venit la spitalul meu atunci, în 2019, și aveam cumpărat caciol de gaz. Și era luna lui octombrie. Și tot am întrebat pe aici, prin sat, în Migeș au lucrat niște oameni la dânsă și au spus că sunt doi băieți tare buni, așa fac bun și de treabă, repede. Dar eu zic, nu poți să ne spui și ei. Dar ce mâneau să vii la mine și eu îi spun și ordine la tine acolo. Așa și o să-și făcut, înțelegi. Au venit băieți aici, specialiști, dar eu i-am luat pe dânsă și zic, mai băieți. Ia că i-am arătat unii, ia că acolo, ia, punem cachiolul, faci gaură afară, scoți afară și aia și merge de aici, ia că este, se vede de acolo cum merge tubele, da? Da. Uite. Se vede. Se vede, ia că acolo cachiolul trebuie să fie. De la cachiol, ia că cum merge truba și aia în batarie, merge încolo, auzi, ia că truba, batarie și aia o vezi. Care-i problema? Ia-și truba ridicată, ia-și truba asta. Care-i problema? Oleg, se vede truba. Spune care-i problema. Ia ca aici. Care-i problema? Problema e între aceea. Ia că el o trebuie să vie aici truba asta. Am pus-o aici, dar el mi-a pus-o în truba asta aici, care merge de șerb încolo. Și mi-a pus-o contra. Înseamnă că apa, când se ridica caldă de la caciol, vine înapoi în caciolul meu la cutior, la plită. Așa vine la plită. Ia că-mi vine, în partea asta am, ia că părete cum merge, ia că în truba asta îmi vine. Și ia că aici e 50 de ani. Soba, ia că asta fac în soba asta, se vede, da? Da. Corect. Da, sobă de teracotă. Fac focul de pe anii 70 în caciolul ăsta, aici am caciol, am tot pus, înțelegi? Nu a fost vorba de caciolul din plită, dar a fost numai vorba de caciolul de gaz. Și băieții, am zis că să facem contract. Ei au spus că nu facem contract, că lucrăm cu firma. Băi, zic, dacă lucrați cu firma, cum lucrați? Ei au scos o hârtie și ne arată că, ia, că noi țările, prețurile le avem de la firmă, tot de la firmă și gătim lucru și ne ducem și câtă marfă am luat de acolo, vinem și ca să ne dai banii, plătim deodată lui și gata. Și asta e tot, îți dăm hârtie la mână, că noi am gătit lucru și m-a dat ei scălit, că ai luat, că am făcut lucru și gata. Acum îi sunt întâmplat. Eu, Sara, eu sunt șef și ala lor, dacă el a spus că e șeful lor, eu sunt pe dânsul, dar ei au gătit treaba la mine, eu le-am dat banii, cât mi-au șerut, 10.000, 9.000 și ceva, aproape 10.000. Le-am dat banii în mână, dincolo, în jeiconul, eu ședem în pat și n-am controlat aici lucru și-o făcut ei, dar am scos banii și i-am dat, că ei mâini trebuie să vie și să pregătească lucru, să gătească. Că țava asta era pus într-o bază, dar eu am vrut să o dea mai înainte, ca să-și iei mai ușor pentru motorul din sobă care până apă, să-și iei mai ușor acolo. Dar eu am spus că bun. Și eu dacă am sunat țara la șeful lor, șeful îmi spune, și domn Petroni, ei au lucrat la mine, Zuiv Alexandru, cu magazinul, tot de unde au spus, ei coloat la Zuiv Alexandru, toate piesele astea care i-au trebuit și ei trebuie să duc să poată cu bani. Când am sunat la Zuiv, el mi-a spus, domn Petroni, da, ei au lucrat la mine, dar cu vreo 5 ani în urmă au lucrat. Dar cum duc 5 ani? De pentru ce? Și ei m-au furat pe mine și eu i-am fugărit pe dânși. Și când dacă am zis vorbele astea, când a douăză eu sun la băieți și să vii la lucru, vin ori nu vin, dar ei au plecat ăștia din ziua a treia zi cât la mine s-au dus și s-au dus la lucru, drag știi, unii și nu mai vrut să vii la mine. Eu tot sunam, nu dam de dânși, într-o vreme am dat de dânși, ei au sunat, a fost Andrei Viorel Gavriș și cu Andrei Rotaru. Băieți, i-am găsit pe familie, dar familia am luat de la specialistul ăsta, de la Alexandru Zuiv mi-a dat familiei lor. Înseamnă că dacă el avea numărul la pașapoarte, avea tăt, înseamnă, eu am zis, dă-i numărul la pașapoarte, dă-i tăt și eu îi găsesc pe dânși, dacă nu a lucrat la tine. Și a trecut aproape cât mă năcășteau cu tine și un an de zile. Nu am mai venit. Eu am făcut foc așa, m-am închinuit așa cum era. Că eu pot să fac, dacă am făcut cum am uia, eu fac acum în două căcioale odată merge. Paralel, merg în două căcioale spuse și eu dacă fac cu aista, am făcut focul, i-am încălzit apa cu aista din sobă și cu aista îi dau drumul, paralel și eu n-am nevoie. Am încălzit la 50 de grade și aista l-am dat la 50 de grade, consum mai puțin gaz. Și cu asta m-am dus. Și am îmblat așa, m-am năcășit cu dânșii. Și ei, în timp ce am fost Oleg, mi-au schimbat ea ca țările astea. Vezi la mine aici? Da. Este țări, au fost pusă de lumină. Deci ele care se spune de primul lumină care a ieșit, eu am făcut singur cu mâinile mele. Exact așa cum e pus aici, așa și aici. Așa că mi-au distrus. Se vede acesta bolerul de val, ia ca la Cușnic. Da. Bolerul încă nu-i unit. Ia ca bolerul la Cușnic și nu-i unit. Captele le-au scos acolo, nu sunt unite, nu sunt făcute, trebuie să vine cineva să îi să plasticul ca să facă unire, ca să pot să urunesc bolerul. Ei nu au venit. Nu au venit vreo 2 ani. Nu au venit vreo 2 ani când eu am spus, băi, veniți, ori nu, la mine, zic, eu, la motorul de la sobă, aista, pompa și-o dus. Ca să ne-am zis, zic, să vii, zic, poate putem să-i tragă în coașă. Dar eu spus că da, avem pompă nouă și zic, dacă aveți pompă nouă, veniți și o schimbăm. O venit la mine, schimbăm pompa. Eu tot ședem în pat, nu m-am dat jos, am venit ei acolo. Acolo era, alo? Da, vorbește. Eu m-am dus și mă uitam la dânșa aici pe ușă de pe prag, mă uitam la dânșa acolo, e că acum schimba năsos și ala. El e greu, dar însă l-arăt, lasă-l vadă. Ia că aici alăturile, se vede acolo ceva roșu, ia. Pompa care tăciește. Se vede. Se vede ori nu? Se vede. A? Se vede. Ei, las. Se vede, da? Și iată, eu m-am ridic, greu mă dau jos și mă sui înapoi. Ei au venit, au luat, au pus pompa, au pus-o aici, au făcut acolo, s-au necăjit, eu știu, eu nu trebuie să necăjească nici, dacă nu au venit, nu, dar așa ne-au pus alt. De la pompă nu a venit pompa lor acolo și eu am spus să dea drumul să vedem dacă s-au unde lucrează. Da, am zis, și-a ieșit fuga pe uși și-a cișcat-o, le-am dat 700 șerut, 700 de lei, le-am dat încă 700 de lei și-a venit ca să vie. Și s-a dus pe șeia cu pompa lor și cu tetul și nu a mai venit până nu i-a adus poliția. De-am înscris la poliție și i-a adus poliția la mine să facă. Dar eu de-am cumpărat pompă nouă, am cumpărat cranici, că erau jos schimbat, el l-a schimbat și l-a luat. Cranicul de aici l-a schimbat. De la aici omul Vanic, eu sunt cranic, spunea că e nou, e bun, dar el era bătut, punea să se putea la cine. Cine știe la cine a fost. Și asta eu. Și a punit poliția și eu am cerut de la dâns ca să prejudiciu moral și material. Și aici au venit poliția. Eu am scris cerere la material și la moral. Acum și-au făcut ei. Sectoristul din Trinca este un nepot în eu. El și-au făcut. Nu a venit la mine când la cerere, dar s-a dus direct la Gavriș, Andrei, aista, Viorel. S-a dus acolo și-au făcut cu dânsă. Și așa la când vine, spune că el a vrut să-i scotem căciolul din sobă, să-i plătim, să-l facem, că suntem genoveți. Noi nu vrem să facem, dar și-a fost, el nu are pretenziile la noi. Zic, eu am scris în cerere că eu am pretenzii, că ei nu au gătit lucru și eu le-am dat bani și asta a fost, înțelegi? Acum ce am făcut? Am strâns, cred, de materialele astea, le-am strâns, a venit, a fost comisarul raionului Edineț, vine aici la mine, că familia lui am uitat. Eu nu n-are bani. Vine comisarul și vine, dar îmi spune, domn Petroni, dar eu nu cunosc în construcții nici. Băi, dar eu zic, dacă nu cunoști în construcții, și dracu te-a pus cu tine comisar în Edineță. Dar tu nu cunoști în construcții, ce fac? Zic, ce facem? Zic, cu sectoristul. El nu a fost la mine, dar a scris acolo. Și a scris un material, a făcut material acolo, a cererii nu a luat-o în considerație, dar a luat în considerație cererea lui Gavriș Viorel. Când m-am dus la judecat cu dânsii, judecătoarea ieși încetește din scrisoarea lui, din declarațiile lui Gavriș. Dar eu îi spun, dar ce nu încetești de cererea mea, trebuie să încetești și apoi declarația lui Gavriș. Dar eu am spus că eu ședesc pe omul care a prezentat la dânsul, care a dat declarații, că m-a dat, adică când eu îl bășguresc pe dânsul. Și el e drept. Și ne-am dus în judecată, am scos decizia, judecătoria Edineț scoate o decizie, înțelegi, că se refuză Petrovici cererea. Și dacă s-a refuzat cererea, cu avocatul am făcut material și am dat la Bălți. Și iaca de la Bălți am fost și m-am dus tot singur acolo. M-am dus singur că am scris cerere să-mi dea avocat, nu i-a dat avocat, că eu am prins cleaf mare și nu-ți face să avocat. Zic, băi, eu sunt bolnav. Nu cred că ai leafă, cred că ești pensionar. Ai pensie, nu leafă. Auzi, Oleg, ca și pensionar, nu-ți faci tu știile și păreat că este. Voi știți pe acolo, nu vedeți, dar eu am să fac și niște materiale, dacă și voi faci cum la pensii trebuie să te duci, înțelegi? Trebuie să te duci să te pupi conductor cu unul, cu altul, să dai tot, să spui, să faci și să începi, înțelegi? Să începi de pe loc, din sat și până în Chișinău. Tot să șeri pe loc, tot să fii la poziții, trebuie să îndeplinești tot ce spun ei acolo. Și noi știm cum. Și ei nu trebuie. Eu am pensii, dar grupul eu nu. Dacă vreau să-mi facă grup așa, că eu sunt invalid, pe asta sumă, trebuie să mă duc undeva, să dau în fiecare an, trebuie să duci să dai Nu mai zic dimită, de-am dat de culoc, zic, nu-ți mai zici indemnită. Păi da, eu n-am zis că ai pensie de dizabilitate, am zis că ai pensie de vârstă, că ai peste 70 de ani, nu? Am 81 de ani. Așa, mata n-ai salariu, cum ai zis, dar ai pensie. Și ei socotit că e prea mare, ai venituri mai mari decât minimul garantat de stat și de asta nu-ți acordă avocat de la stat. Am înțeles eu, de atâta, eu am înțeles pe tine, dar eu zic de-am și să fac, m-am dus avocat, nu m-am dus, m-am dus la Bălți, m-am dus la Bălți și aștept, înțelegi, în timp, bate, au venit băieți și eu, nu am venit nici, am așteptat la ora exactă, la 13 și ora, nu, 11 și 15 minute, exact, s-a numit Petroni la judecat. O ieșit secretara, eu i-am spus dinainte că sunt acolo, sunt pe loc, el s-a luat și a șetit familia lui Gavriș, a șetit familia la a doilea, acolo Nicolae, ăsta Andrei, a șetit amândoi, nu-i nimeni, eu singur. Am intrat în nuntă, bună ziua, am dat și eu, judecătorii acolo, eu am intrat și mă întreabă, domn Petroni, mă, da, ești de acord? Zic, eu nu-s de acord până nu ești și Gavriș aici, cu judecata. De eu te întreb, mă, ta, ești de acord ca să ne dai nouă voie să ducem dosarul? Dar eu, iar ține, zic, eu știu cum așa, dar eu vreau să-i văd pe dânși aici. Și mă, ta, spune nouă de-am asta, dacă ne dai voie, asta. Zic, eu dumneavoastră vă dau voie, dar la urmă să vedem, zic, cum îți lua reșenia dumneavoastră. Și ei, dacă am spus, de 3 ori m-au întrebat să zic da, sau zic da, vă dau voie, da, vă dau voie. Trebuie să acorzi încredere instanței. Dacă încredințezi instanței, să examinezi cauza asta. Dacă nu ți-s cu mătre, dacă nu ți-s rude, dacă nu-s rude cu alte părți din dosar și tot așa. Auzi, eu vreau să mă bucur că eu am fost fără avocat acolo, dar s-au adresat foarte frumos. 3 persoane feminine. Da, așa e la curtea de apel, completul din 3 magistrați, din 3 judecători. 3 judecători, toate femei. Au fost acolo și secretari, 2 au fost și gata, atâta. Și pe mine m-a întrebat, înțelegi, situația în care și șede. Zic, doamnă, eu m-am trimis toate fotografii, toate și eu am cerut material moral. Că acolo a fost deodată material moral. Dar ei mă opresc și spun, matale nu material moral trebuie, matale trebuie să-ți dea material, auzi? Trebuie să-ți dea materialul care ți-l lua aici. Paguba materială, da. Eu m-am dus de-am ele, m-au întrebat problema în zi. Zic, problema în căciol electric, aici, gaz. Căciolul de gaz așează. Și facem contract, ca să vedem cât costă. Și nu contract și am spus situația care a fost, și noi asta am vrut să înțelegem. La măta scrie că motorul, aparatul e din ăsta, căciolul e pe gaz și aveți acasă căciol cu lemne. Da, am căciol cu lemne acasă, dar vorba a fost de căciolul cu gaz. Și nouă mai mult nu ne trebuie nică, nouă ne trebuie asta. Dar la gaz, dar i-am spus, dar voi de-am știți materialul, voi știți, că eu nu știu, s-a uitat, nu s-a uitat, eu eram cu foaia în mână, știți declarația lui Petroni și știți declarația lui Gavriș. Bun, gata, și când au început ele acolo, între tânsele s-au uitat și au spus acolo între tânsele și au spus, gata, am înțeles, noi mergem la discutare acolo, eu știu și eu, a fost sos ele acolo, au stat, cam vreo... Da, s-au dus cam 15 minute, au stat acolo ele, 15 sau poate și mai mult, au stat că am așteptat până ele au venit. Au venit și au șetit, declarația au făcut, înțelegi, și ne-a spus, domn Petroni, noi, eu am cerut ca materialul, dacă nu, să fie întors la precăutare, în Edineț, înapoi. Ele au făcut și au spus, noi trecem materialul la Edineț, întoarcem înapoi, dar peste 2 luni de zile noi le dăm sroclor. Dar peste 2 luni de zile, tot cu acesta material, tot ai să vii. Eu am spus că eu n-am avocat. Ai să vii cu acesta material înapoi la noi aici. Și noi am să vedem ce ar fi. Dar noi le-am scris la băieții ăștia hârtiei cu răspuns, să vii și la judecată, dar nu îmi pune poate cu poliția, eu mă duc încoace, dacă nu eu mă duc și tot îmi găsim în capăt oricare. Și eu le-am mulțumit și am ieșit și asta, de-am mărit în judecată la Edineț și o vede cu judecătorie Edineț și. Dar am pricina începând de la sectorist, comisari, начальnicul lor de șef de post, este dulce acolo un pațan care învârtesc aici și cu banii tot fac aici și cu Gonța, gaca Gonța, eu venit pe limbă cu comisarul. Gonța, de la Bălți îți veniți, niște hoți. Hoți la Bălți îți veniți, că eu știu piteță, eu deși nu numesc Oleg, eu știu piteță și din Bălți. Eu am avut legătură la tăi cu tot Bălțul de poliție, procuratură, judecării, judecători, cu toți am avut. Știu cum a fost. Și mult vreau să le mulțumesc la ăștia judecători care au fost pe data de 13, luna 10, că eu nu le știu fiind, ei mi-au spus familia, dar n-am familia lor, n-am prins. Și le mulțumesc lor pentru așa cum s-au abrășit, cum s-au tras atenție cetățenilor care au venit cu plângerea. N-am înțeles exact ce ți-a făcut, că o trimis înapoi la rejudecare sau că o amânat ședința și o zis că o să vină iară aceea. O să mă uit acum și pe site-ul Curții de Apel Bălți și o să încerc să mă lămuresc. Dar mă ta ai speranță că ți-a făcut dreptate. Da, eu am numai, după vorbele lor, eu am că el prima dată mi-a spus că mă ta au trebuit să-ți dea nu moral, dar asta, material. Nu pe moral să-ți dea, dar materialul trebuie să zic. Așa a fost că am vorbit cu avocatul și așa a fost că n-am documente. Eu n-am niciun document la mână ca să cer pe materialele astea. Ei trebuie să ne aducă documentele, ei să-mi dea documentele lor. Dar eu am documente pe paguba asta care eu am, că am cumpărat năsos de 450 de lei, am cumpărat motorul aproape de 850 de lei. Care ei și eu am filmat tot și le-am trimis tăte acolo, înțelegi? Tăte ai să te uiți și ai să vezi, dacă ai spus să vezi, tăte fotografiile mele acolo, care le-am trimis eu. Bun. Bun, hai. Mulțumesc pentru relatare. Da, am spus că eu vreau să le mulțumesc că s-au adresat foarte frumos cu mine. Nu mi-au spus nici altceva. Ai grijă în campania electorală și ne ții la curent cum evoluează dosarul. Eu auzi, Valentin, Oleg, eu m-am dus acolo, eu am grăit cu Valentin și i-am spus, băi băiete, eu sunt partidul PAS, dar tu ești partidul PACE. Eu n-am nici, noi lucrăm împreună, dar eu dacă am să vreau să și condiții și am să grăiesc, dacă ar și să-i susțin pe PAS, eu am să-i susțin, să nu și vorbă. Dar deocamdată candidez cu PACE, cu un fost colonel de poliție care a făcut dezastru în sistemul poliției. Băi, dar eu i-am scris lui colonelul ăsta de poliție, cât i-am scris, eu crezi că eu mă tem de dânși ori și eu i-am scris lor. Păi nu te că candidez pe listele lor. Nu, da, dar eu, băi, dar eu dacă am fost, eu pe Maia o susțin din când, am susțin partidul, da, partidul Dan eu am ajut, eu aleg am fost pe banii ei. Da, Năstase a fost chiar ministru de interne, da. Cum eu vin, eu gata, eu te ajut cu tăte și am să facem. După ce am venit în partid, s-o șters de noi la Edineț, ne-au fugărit puteți din Edineț cu Dinu Plângău, tu știi de treaba asta. Ne-au fugărit puteți, cu Dinu Plângău s-o luat alora de la platformă, de la ăsta. S-o luat alții de la ăsta. De la trandafirii ăștia a lor, înțelegi? S-au luat de acolo toate rudele lor, dar pe noi puteți și secretarul, tăți nu măturată de acolo. Au fost 20 de oameni care noi am fost alături de platforma, da, și puteți, oamenii s-au înrăit acolo, s-au dus. Și eu ne deloșe că am udem la dânjă, ei șapă, nu ei, că tu știi că și la PAS, toți așa străini au venit acolo și șed în Edineț. Eu am vrut să mă duc, să grăiesc cu dânjă și ei pe mine nici nu mă prinesc acolo, băi. Eu la dânjă mi-am spus că eu, băi băieți, eu nu-s de azi, eu mai dă un zoleac. Și eu dacă trebuie, noi faci o proftură și lor, înțelegi? Dar Gudumac mai candidează cu și partidea, mă? Da, măi, eu nu știu, mă ating cu șoră, eu știu cu cine. Și mai sunt și alți candidați, ai pe cine vota în sat? băieți în Europa, dar el șede cu Ștefan în cabinet, înțelegi, Ștefan cel mare în cabinet, șede și votează cu o schine plătești cu așa la să duci. Eu n-am plată de la bandiții ăștia, că ei plată, nu-i trebuie chiar să-mi dea plată, că eu înțelegi, dacă a dat plata, eu îi descupăr, eu cu plată nu lucrez și ai să vezi, numai să-mi dea plată și eu ai să vezi ce să le fac. Bun, sper că ai pentru cine vota. Peste 3 săptămâni, sper că ai pentru cine vota. Da, eu îți votez.